Ajutorul de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul agricol 2012 asupra culturilor agricole a fost prevăzut de către autorități prin hotărârea de guvern numărul 897 din 2012, publicată în Monitorul Oficial numărul 639 din 7 septembrie. Fiecare agricultor care a depus cerere pentru a primi ajutor din partea statului va încasa 100 de lei pentru fiecare hectar de teren agricol cultivat, după cum declară directorul Direcției Agricole Suceava, Vasile Schipor. Ministerul Agriculturii a acordat un sprijin datorită faptului că fenomenul de secetă a fost cu spectru larg de acțiune. Toată țara a suferit din cauza acestui lucru. Și județul Suceava, cu toate că județul Suceava, noi nu ne putem plânge chiar la chiar așa de mult cum au celelalte județe. Și vreau să vă spun, vreau să vă informez, ca să știi că noi am dus acțiunea asta de colectarea cererilor la legea 283 privind minimisul cu foarte mare succes. Am implicat toți colaboratorii noștri, APIA ne-a sprijinit în acțiunea asta, chiar Serviciul de Dezvoltare Rurală de la noi, din cadrul Direcției Agricole, primăriile, am contat foarte mult pe sprijinul primăriilor prin mobilizarea oamenilor și avem în momentul de față, dintr-un total de 35.999.000 de cereri care sunt eligibile pe total județ, adică cei care au depus la APIA cereri pentru subvenții, noi am reușit să colectăm în momentul de față peste 31.400 de cereri. Asta înseamnă un procent de 88-89% din totalul cererilor care au fost depuse la APEA. În parcursul a 3 luni de zile, noi am reușit să afluim și să aducem la înregistrare un număr de 33.000 de cereri cu salariați mult mai puțin, dar v-am spus, beneficiind de sprijinul și primăriilor, și asta înseamnă că fiecare cetățean care a depus cereri la noi va primi pentru un hectar 100 de lei, 1 milion de lei vechi, în funcție de până la 10 hectare.